Călin Marian, prefectul județului Hunedoara, a anunțat în exclusivitate la 1 TV ce măsuri de relaxare se vor lua în perioada următoare. Printre aceste măsuri care se vor lua treptat și de care vor beneficia doar persoanele vaccinate, se numără participarea la pelerinaje religioase sau organizarea de acțiuni culturale ori sportive cu public. Da, chiar s-a discutat la nivel de Comitet Național de Situații de Urgență și inclusiv premierul României, domnul Florin Câțu, a spus că vor fi măsuri de relaxare pas cu pas în funcție de evoluția vaccinării în România. Cu siguranță putem, de exemplu, să participăm la pelerinaje, să încercăm să dăm drumul la spectacole, să încercăm să dăm drumul la activități sportive, bineînțeles pentru cei care vor fi vaccinați. De aceste măsuri de relaxare se vor putea bucura numeroși hunedoreni, județul stând bine la capitolul vaccinare, iar autoritățile caută cât mai multe forme prin care să încurajeze imunizarea împotriva COVID-19. La nivel de județul Hunedoara există un ritm de vaccinare foarte bun, am depășit peste 115.000 de doze administrate și încurajăm prin mai multe forme să vaccinăm cât mai multe persoane. În ceea ce privește purtarea măștii de protecție, există discuții la nivel de Comitet Național pentru Situații de Urgență privind eliminarea parțială a acestei obligativități, urmând a se lua o decizie oficială în zilele următoare. Măsurile de relaxare ar trebui să intre în vigoare din data de 14 mai și vor fi stipulate în actul care va legifera o nouă perioadă de stare de alertă de 30 de zile, emiterea hotărârii în acest sens fiind certă.